Cinci bărbați originari din regiunea transnistreană și membrii ai unei presupuse grupări criminale au ajuns pe mâna oamenilor legii, aceștia fiind suspectați că ar fi furat 10 de piese auto, în special de la mașinile de lux, atât de pe teritoriul Moldovei, cât și din regiunea Odessa. Potrivit polițiștilor noștri, care au lucrat în comun cu colegilor din Ucraina, indivizii cu vârstele cuprinse între 32 și 43 de ani au comis în doar 2 luni 15 furturi, aducând astfel un prejudiciu victimelor de circa 2 milioane de lei. Suspecții activau după un plan simplu, se deplasau cu propriile mașini la locul infracțiunii, iar apoi furau tot ce se putea de la automobilele luate la ochi. Astfel, ca urmare a acțiunilor polițiștilor, doi indivizi au fost reținuți în flagrant chiar în timp ce dezasamblau un autovehicul la Odessa. Dacă vor fi găsiți vinovați de comiterea infracțiunilor pe teritoriul Moldovei, cei 5 riscă până la 12 ani de închisoare.